Bună ziua, dragi prieteni din Taur! Haideți să vedem pentru Taur, pentru dragoste în aceste cărți. Să vedem ce arată în relația dumneavoastră. La taur pentru dragoste, da. Așa, haideți să vedem. Văd aici o relație care, în care există o a treia persoană. Există o femeie care vă ia uh, iubitul sau vi l-a luat care, sau dacă sunteți bărbat, acea femeie are pe altcineva să joacă cu sentimentele dumneavoastră. Dumneavoastră parcă sunteți. sunteți foarte trist. Foarte. cum să spun? Trist și știți despre acest bărbat, dacă sunteți bărbat, da? Și și dumneavoastră, dacă sunteți femeie, știți despre acea femeie care parcă este undeva de parte de acest bărbat, de partenerul dumneavoastră. Uh. Văd aici multă îngrijorare, mult stres, relație cu suferință, suferiți foarte mult din cauza partenerului sau a partenerei, așteptați foarte mult de la dumneavoastră și de la ceilalți, aveți multe obstacole în dragoste, îngrijorări. Obstacole, sunt multe persoane false între dumneavoastră și partener sau parteneră, poate fi și un drum sau așteptați, sunt persoane care așteaptă o persoană de departe să vină, mai ales sau să aibă o relație cu o femeie de departe, da, și... Uh... Poate, poate că trebuie să faceți o călătorie la acea persoană unele, unii sau unele dintre dumneavoastră. Veți primi ceva vești despre această dragoste sau des, despre în legătură cu relația dumneavoastră. Poate că. Dumneavoastră vă gândiți la cineva, așteptați pe cineva. Acea persoană vine pe care o așteptați, dar trebuie să aveți grijă că este o persoană falsă și persoana care vine parcă încearcă să vă ia partenerul. Așa să se poate, da? Poate fi o prietenă care trebuie să vină în vizită sau apoi văd că trebuie să vă luați rămas bun de la cineva din trecut sau de la un alt partener. Sau aici văd partenerul care are -a rămas bun de la tatăl sau de la o persoană mai în vârstă la care, pe care iubea și este supărat. Apoi văd aici falsitate și hoție, da, mi-arată hoțul. Hoțul înseamnă o, depinde, înseamnă că pierdeți dragostea, onestitatea v-ați pierdut încrederea uh, în persoana iubită pentru că nu a fost, um, nu v-a spus adevărul, a fost falsă, da? Și nu mai puteți avea încredere, parcă trebuia să mergeți undeva împreună și n ați mers. Trebuie să aveți grijă de la falsitate. Este o persoană falsă, o persoană care vă face să vă pierdeți uh, încrederea în dragoste, cum ar veni, da? Dacă sunteți într-o relație de început, această relație nu va merge, pentru că văd mult, multă minciună între dumneavoastră și acest om. Da? El se gândește cu falsitate la dumneavoastră, da? Deci, așteaptă. Așteaptă o altă femeie de la un drum el. Așa este. Așteaptă. Această persoană care vine de la un drum este o persoană o persoană cu care el poate face afaceri sau cu care el se gândește să facă un viitor, să aibă un viitor și pentru care are multe sentimente pentru această femeie. Da, eu îl văd pe el cu altcineva. Arată că primiți vești, trebuie să sperați foarte mult la el sau la ea. Dar spune că veți face călătorii, veți avea noi orizonturi, noi persoane noi. Da. Uh. Poate să continue relația, dar eu zic că el va avea pe altcineva. Cam asta a fost pentru Taur, pentru Mai. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.